I guarantee you that at some point, everything's gonna go south on you. Ready? And you're gonna say, this is it. Watch out! This is how I end. Commander, Mark is dead. We have to go now. Okay, so let's do the math. I have enough food to last for 50 days. He's going to starve to death long before we can help. So, I'm gonna have to science the shit out of this. He's 50 million miles away from home. He's totally alone. What the hell is he thinking right now? I am the greatest botanist on this planet. Proiectul nostru se numea Rediscover și prezenta o călătorie solitară de un an în spațiu care trebuia să ne ducă pe Marte, către Marte și pe Marte. A unui astronaut singur. Acesta pleca singur și trebuia să se descurce singur în spațiu. Ne-am gândit la această idee și am studiat mai mult aspectele psihologice și factorii care l-ar putea influența, probleme, soluții. Am încercat să găsim cât mai multe puncte forte și, bineînțeles, și puncte în minus are călătoriei solitare. Echipa denumită Astrobotic de la Colegiul Național Carol I a fost formată din elevele Nistorică Timea și Ștefănescu Vâlvoi Daria Iulia de la clasa a 9-E, membre ale Cercului de Astronomie, Astrofizică și Robotică Astrobotic Club. Proiectul lor Rediscover a fost recompensat cu premiul special Odysseus II Liberec Regional, etapa internațională regională a concursului pe teme spațiale Odysseus II Space Contest. Echipa este coordonată de profesorul Octavian Georgescu. Calificarea a venit după o muncă asiduă finalizată prin participarea la etapa națională a aceluiași concurs european, Odysseus 2. Fost Odysseus 1 în 2012-2013, Odysseus 2 în 2014-2015 și acum la a treia ediție în 2016-2017. Elevilor le propun în fiecare an mai multe tipuri, participarea la mai multe tipuri de proiecte. Unele din ele sunt proiecte, proiecte internaționale, mă refer, dar avem și proiecte naționale pe care le desfășurăm noi în fiecare an aici, la nivel local. Suntem partea unor organisme internaționale și lucrăm pentru promovarea științelor prin astronomie, robotică, astrofizică, spațiul cosmic și așa mai departe. Ca reprezentant SERO m-am gândit, pentru regiunea Oltenia, m-am gândit să propun și asemenea concursuri cu teme spațiale. Iar propunându-le copiilor, singura problemă era să-i stimulez și să-i încurajez astfel încât, după cum spunea și Timea, să nu renunțe la ceea ce și-au propus. Etapa internațională regională din Liberec, Republica Cehă, a fost una dintre cele 9 semifinale organizate la nivel internațional, celelalte fiind organizate în Franța, Spania, Danemarca, Belgia, Grecia, Austria, Polonia și Italia, cu susținerea organizațiilor internaționale din domeniul tehnologiilor spațiale și sponsorizate de jucători importanți în domeniul aeronauticii.